Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Bărbatul internat la spitalul de psihiatrie din Săpoca, acuzat că a ucis 5 oameni și a rănit alți 8 cu un stativ de perfuzii, este sub tratament și e păzit într-o cameră izolată. Mai mulți angajați ai spitalului sunt acum cercetați pentru neglijență în serviciu și ucidere din culpă. Începând de luni, Primăria Capitalei anunță că începe să ridice mașinile parcate aiure. Ridicarea, transportul și depozitarea timp de o zi a unei mașini îl vor costa pe proprietar 500 de lei. Cu siguranță un șofer din sectorul 6 va plăti mult mai mult de 500 de lei pentru a-și repara mașina. Vehiculul a căzut într-un adevărat crater care s-a format în stradă după ce asfaltul s-a surpat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În România se înregistrează cel mai mare procent de pietoni morți în accidente de circulație din Uniunea Europeană, 37 pentru fiecare milion de oameni. La nivel european, numărul oamenilor care își pierd viața în accidente rutiere se ridică la 25.000 în fiecare an. Simona Halep spune că nu a jucat niciodată la pariuri și că zvonurile care circulă în acest sens reprezintă o jignire pentru ea. Simona spune despre ea că este un om foarte corect și că cei care o judecă nu îi cunosc caracterul. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.